Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Hello Neighbor 2. De data asta avem jocul full, nu mai este varianta beta, nu mai este demo, este cap, coadă, complet. Așa că stați până la final dacă vreți să aflați ce se întâmplă în jocul acesta și care-i povestea cu adevărat. Și nu uitați să apăsați și pe butonașul de like dacă este să vă placă și dacă vreți mai multe episoade cu acest joc, pentru că avem o grămadă de content, ăsta fiind jocul full, este mult mai lung, așa că o să-i dăm aici pe New Game să vedem despre ce este vorba în povestea Hello Neighbor, da? Pentru că povestea aceasta e destul de interesantă. Hai să vedem. Deci, treaba e în felul următor. Noi suntem un investigator, mergem în acest oraș pentru că în acest mic orășel au început să dispară oameni și nu știm exact din ce cauză, dar am venit aici să investigăm situația. Dăm la carnețelul nostru și aici marcăm toate locațiile care sunt suspecte. Bineînțeles că una dintre aceste locații este casa vecinului, pentru că pe acolo cam au dispărut oameni. Jocul se lansează pe 6 decembrie, dacă vreți să vi-l luați de pe Steam, dar le mulțumesc foarte mult developerilor că mi l-au oferit înainte de lansare. Apreciez foarte, foarte mult chestia asta și chiar mă bucur, pentru că eram foarte entuziasmat să joc acest joc. Știți bine că am jucat și demo și beta și tot ce se putea. Ia uitați-vă ce face vecinul nostru. Opa! Asta este copilul lui. Știm bine că el a avut fată și băiat. Nu știm exact ce s-a întâmplat cu ei, dar iată. Ok. Da, eu zic să fugi. În momentul în care vezi că vine vecinul spre tine cu o lopată, cred că e timpul să fugi. Mai pornește mașina. Bă, mi-a spart geamul. Vecine. Ok, nu mă așteptam la chestia asta. Mamă, și-i și pasărea aia, ați văzut? N-avea cum să fie pasărea aia vecinul. Omul pasăre, dacă mai țineți minte din variantele alea alfa, omul pasăre, eu credeam că e vecinul la început, dar aparent nu e chiar vecinul. Și dacă ați urmărit varianta demo pe care am jucat-o deja pe canal, știți bine faza asta, doar că trebuie să le punem unde trebuie corect și imediat o să facem chestia asta, că e foarte, foarte simplă. Dar văd că au simplificat și ei, adică e mult, mult mai simplu decât era înainte. Ia să vedem și asta, ca să putem să ieșim de aici. Acum înțeleg, în varianta demo eram practic în zona asta și era mașina băgată în hambar și zic, bă, dar de ce e o mașină băgată în hambar? Ei bine, de asta. Noi nu știam, că nu vedeam cutscene-ul ăsta de început de joc, dar vedeam mașina aici. Uite, interesant. Vezi niște detalii pe care nu le-ai fi văzut în mod normal. Ok. Hai să vedem, ieșim de aici din hambar. Da, da, vecinul. Oh, mă gândeam. Zic, bă, dar nu se poate, că n-am mers foarte mult și era clar că vine vecinul după noi. Mamă, dar cât de bună e grafica. Deci îmi place la nebunie. Ne-a luat aparatul foto pe care l-am folosit ca să putem să pozăm toate chestiile și nu mai avem nicio dovadă acum. Asta e destul de rău. Ne-am trezit la noi acasă cumva. Știți că noi avem o mini casă în orașul ăsta, cred că e închiriată, nu sunt sigur, dar ne-am trezit la noi. Ne doare puțin capul. Suntem bandajați, ce-i drept. Cine ne-a bandajat și cine ne-a adus acasă? Am o grămadă de TV-uri. Am auzit omul pasăre care s-ar putea să ne dea târcoale pe aici, pe undeva. Avem niște camere de securitate. Și una dintre camere, de fapt nu, toate camerele ne spun de casa vecinului de aici, vedeți? Casa vecinului. Ok, avem camere de astea de... Uite, te poți uita pe camera asta. Ceva de genul ăsta. Dar trebuie mai întâi să lansezi elicopterul, cameră. Îl lansezi și pe aia. Am și cât de folositoare sunt chestiile astea, sincer să fiu. Iar aici avem oamenii dispăruți din cartier. Hai să mergem la casa vecinului, pentru că acolo îmi zice că ar trebui să ajungem. Jocul este 100% free roam. Harta nu e gigantică, să zic, dar având în vedere că te poți duce oriunde pe ea, e destul de șmecher. Aici nu ai voie să treci. Alunecare de teren, cred că ar însemna chestia asta. Și acolo e o casă dubioasă. Ok. Hai să vedem. Casa vecinului ne interesează pe noi. Deci la casa vecinului avem un polițist. Țineți voi minte că tot așa era și în varianta alfa sau beta. Doar că polițistul ăsta era pe timp de noapte, iar el căuta în casă. De data asta văd că polițistul e afară, nu știu ce face. Noi trebuie să găsim o cale alternativă să intrăm în casa vecinului și să vedem ce are la subsol aici. Asta era ideea. Eu mai jucându-mă jocul ăsta înainte, varianta
detest. Cam știu cum arată casa și știu că pe unde erau chestii ascunse. Și de asta știu pe unde să merg acum. Avem ceva acolo. E un copăcel ceva, ok, o să trebuiască să investigăm și situația asta. Dar țin minte foarte bine puzzle-ul ăsta. Trebuia să pui astea aici. Și trebuie să găsești toate. Sunt 3 păpuși sau ceva de genul ăsta. 4? Ok, nu știu ce ar însemna chestia asta. N-am nevoie de cameră de securitate, sincer să fiu, și din nici de asta. O să le las aici temporar. Oricum, astea le poți lua înapoi oricând. Deci nu se despawnează sau ceva de genul acesta. Aici baia era diferită. 6. Ok, deci formăm un cod. Cel mai probabil codul va fi pentru... pentru chestia asta, pentru că e pe culori. 8? Da, asta e. Ok, ce mai avem pe aici? Mai trebuie o culoare, ceva. Ok, nu avem treabă acolo. Bă, văd că polițistul nu intră în casă, sau cel puțin nu cred. Și avem aici lacătele. 4 lacăte ca să putem să deschidem. Doar că trebuie să mai găsesc eu din chestii. Uite, aici e ceva. Aha. Ok, trebuie să vedem poziționarea, pentru că pe frigider... Aha, uite, deci îți arată. Aici trebuie să fie asta. Ok. Dar nu poți decât să deschizi și să închizi. Să găsim și figurina băiat. Și 1. Deci o să trebuiască să fie codul... Stai să vedem pe culori. Deci roșu-albastru ar veni... Care e roșu? Ăsta sau ăsta? 1, 9, 8, 4? Să vedem. 1, 9, 8, 4. Da, a fost și avem o cheie. Ok. Asta cred că este una dintre... Oh! Ok, deci el intră în casă. Să avem grijă la chestia asta. Ce faci, domnule polițist? Asta a fost destul de creepy cum a trecut pe acolo. Dar avem una dintre chei. Ok, și bănuiesc că astea nu mai avem nevoie de ele, deci o să le dăm pe jos. Având în vedere că mi-arată un X pe harta asta și e peste stradă, să vedem ce e acolo. Ce faci, domnule polițist? Pleacă de aici. Pleacă de aici că n-am treabă cu tine, ok? Așa, și dacă ați ajuns până aici la episod și nu ați apăsat încă pe acel butonaj de like, hai să-l apăsăm chiar în acest moment, pentru că ne jucăm Hello Neighbor 2, jocul full, și dacă vreți să facem o serie cu siguranță și îl și finalizăm, dar asta depinde în funcție de voi, bineînțeles. Deci dacă văd multe, multe like-uri, o să facem și chestia asta. Și acolo sus avem treabă noi. Am o idee, hai să încercăm chestia asta de aici. Și văd că funcționează destul de bine, pentru că altfel nu ai cum să te urci aici. Nu am văzut varianta să fie. Ah, ia uitați-vă, avem un tren care se duce acolo. Aici avem o foarfecă, avem nevoie de foarfecă asta. Iar pe ăsta poți să-l poziționezi. Ăsta era în casă înainte. Și te chinuiai mult să găsești toate chestiile astea. Acum văd că e mai simplu. Mult mai simplu. Cel puțin la puzzle-urile astea de început. Iar ăsta trebuie să fie așa. Și mi-a dat o manetă de-asta. Ah, ok. Treaba e așa, trebuie să schimb direcția trenului, să vin aici și va da foarfeca. Doar asta avem de aici? Cred că aici au fost acei copii ai lui, mă gândesc. Nu știu ce să zic. Dar așteptăm să vină trenul, care trenul trebuie să treacă pe afară. Pe aici vine trenul ăsta, a? A mea dat deja. Și avem foarfeca. Și acum cu foarfeca putem să coborâm acolo. Așa că e o coborâre destul de mare. Putem să coborâm acolo, mergem în casă și în casă e niște bandă de asta la etajul 2 sau etajul 1. Fiți atenți, și aici putem să trecem. Nu puteam să facem chestia asta înainte, nu mergeam la etaj înainte. Opa, da, uite, vezi, ăsta îl găsești oriunde. Dar n-ai nevoie, aici ai nevoie de un switch. Avem switch-ul, punem switch-ul aici. Și avem secrete multe, secrete multe în jocul ăsta. Hai că trebuie să tăiem și asta, că altfel nu o să funcționeze. Ok. Avem o baterie. Ce facem cu bateria? Să ne folosească la ceva bateria asta. Adică nu îți dă obiecte random în jocul ăsta. Nu există obiecte random. Ok, avem o poză aici pe care va trebui să o facem. Hai să vedem misterele. Ok, nu știu unde m-am dus, dar m-am dus. Ok, poți să pleci, te rog. No, m-am prins. Sper că nu mi-a luat bateria. Bă, mi-a luat bateria, nu vine să cred așa ceva. Hai că m-am întors. Sper să nu mai vină. Ce, o cameră de supraveghere, dar nu trebuie. Dar vezi, să răspunează obiectele unde, de unde l-ai luat. Dacă mai vine, trebuie să ne ascundem într-un dulap ceva.
uite. Avem o mașinuță aici, nu știu ce o să ne dea mașinuța asta. Sau dacă o să ne dea ceva. Ba da, ne-a dat o cheie. Deci e încă una dintre cheile de acolo de jos, de la domnul vecin. Deci practic, vecinul a fost luat la pușcărie sau ceva de genul ăsta, se crede. Sau a dispărut pur și simplu. Una din două. Și momentan nu se știe unde e. Problema e că dacă vine ăsta îmi fură cheia. Oh my god. Repede, ne ascundem. Bun, hai să băgăm cheia asta aici. Și mai avem încă două chei de astea de dat. Și încep să găsesc bucăți de astea de poză. Cred că trebuie să facem toată poza aia. Da, cred că da. Fiți atenți. Se deschide acolo și trebuie să pui o greutate. Ceva greutate ne trebuie ca să putem să deschidem dulapul ăla. Dar mai întâi, hai să punem poza asta de unde, uite de aici. Se creează o poză cu vecinul. Încă o bucată, o punem așa. Și asta ar trebui să fie ultima bucată, ia să vedem. S-a deschis aici ceva? What? A, e încă una dintre chei aici. Trebuie să te urci așa ca să vezi. Bun, păi hai să mergem să punem și cheia asta. Trebuie să-mi fie domn polițist pe aici. Și ne mai rămâne încă o singură cheie. Iar acea singură cheie e de aici. Avem nevoie de figurina asta, dar unde o fi? Hai că am rezolvat eu între timp și deschidem ușa frumos. Și ce avem noi aici cu adevărat? Bine, noi știm deja zona aceasta, doar că e diferită. Ia să vedem. Muzeul se închide. Ușile au fost încuiate cu această cheie. Ok. Și avem cheia de aici, bănuiesc. Să vedem dacă mai e ceva pe aici, prin zonă. Pe la domnul vecin. Nu pare să mai fie ceva, deci o să descuiem ăsta. Și o să ieșim pur și simplu afară. Ok. Un avion. Ce? E un avion cu băiatul și zice ajută-mă. Sunt mai multe. Îmi cere ajutorul, stai să mă pregătesc. Dacă vine vecinul, am ranga asta pregătită. Și ați văzut și voi că e destul de periculos domnul vecin. Deci noi trebuie să ne ducem după avioane. Bă, câte avioane a aruncat ăsta? Uitați-vă puțin câte sunt. Ok, în ce direcție? Că sunt și pe acolo. Cei drept pe aici sunt mai multe. Mă, cât de mișto e făcut jocul. Deci abia aștept să vă văd reacția voastră și să văd dacă vă place. Dar eu sper să vă placă și dacă vă place, bineînțeles, și mai vreți episoade, apăsați acolo pe butonajul de like și vom continua. Doar că nu știu unde mă duce. Pe aici? Văd niște avioane și pe aici, ce-i drept. E zona de muzeu. Muzeul arată diferit față de când ne-am jucat noi data trecută. Ok. Iar aici avem nevoie de cheia de la muzeu. Avem o lopată. A, e lopata vecinului cu care ne-a... care ne-a dat pe jos și ne-a spart și geamul de la mașină. Și aduce aminte, cred. Ce s-a întâmplat? Ok, ne-am trezit acasă la noi sau... Asta e ciudat, dar de ce a leșinat acolo? Nu merge lumină. Ce, era cineva acolo? Păi, cineva la mine în casă? Alo! Care ești? Arată-te! Cineva sub pat? Ce caută sub pat? Bă, intră cineva cu noi în casă! Bă, e vecinul sub pat! A avut doar un simplu coșmar. Doamne, a început să-l viseze pe vecin. Ok, și acum următoarea noastră locație pe care trebuie să o vizităm este Baker Shop-ul. Adică acolo unde, la zona de patiserie. Pentru că de obicei trebuie să uiți pe chestia asta pe monitoare. Și așa ați fost de seama unde trebuie să ajungi și la următoarea locație. Noi avem la noi foarfecă și rangă, în caz că avem nevoie să deschidem ceva. Deci hai să mergem la zona de Baker. Să vedem ce e acolo. Față de demo, unde puteai să te duci oriunde, la gen la toate locațiile din start, aici este mult mai direcționată treaba. Iar la început, uite, nu putem să ne ducem la primar, de exemplu, știi? Adică trebuie să o iei treptat și să le faci în ordinea în care jocul vrea să te joci. Ceea ce, sincer, cred că e mult mai bine, pentru că
nu prea știa exact ce trebuie să faci. Sincer să fiu, în varianta demo, că era foarte ciudat. Bună ziua! A, nu se ia de mine dacă vine aici? Cred că doar dacă intru aici se ia de mine, nu? Cred că da. Ok, asta e pur și simplu restaurantul, de ce ai voie să fie aici? Și avem nevoie de astea. 1576. Are legătură cu chestia asta, 1576, dar noi n-avem... Da, n-avem fix 15 și 7... Da, 1576. Ok, deci trebuie să facem rost de astea. Cum facem noi rost de ele, întrebarea? Că se tot uită. Și nu cred că putem să intrăm acolo. Dar putem să intrăm pe aici. Întotdeauna găsim o soluție în Hello Neighbor. Iar momentan... N-avem treabă cu vecinul, surprinzător, ci avem treabă cu vecinii vecinului. Uite, aici o să avem nevoie de o cheie pe care nu știu exact de unde o luăm. Ia să vedem ce mai e pe aici. Aici avem nevoie de acel valve ca să învârtim de ăla. Și avem foarfeca iarăși. Vezi, jocul tot dă itemele în sensul că poate le pierzi și gen să ți le dea din nou. Și dacă tot ești sus... Hai să mergem jos, să vedem dacă avem ceva acolo. Pentru că... Aha, uite o cheie. Ce punem aici? Pardon. Perfect. Aici avem o pisică, dar m-a zgâriat. Și trebuie să-i facem rost de ceva mâncare de pisică. Când îți apar săgețile alea pe ecran, îți apar ca niște săgeți galbene, înseamnă că te-a văzut și fuge după tine. E un nou sistem pe care l-am implementat în joc, ca să nu mai trebuiască să te bazezi pe... pur și simplu să asculti muzica aia de fugărire. Dacă îți apare alea pe ecran, clar că cineva te-a văzut și fuge după tine. Deci trebuie să fugi. Ok, avem ăsta aici. Hai și să vedem. Avem ăsta. Și să știm că trebuie să intre aici. Învârtim de el. Și avem o conductă, doar că m-a văzut. Dacă vine pe mine. Ok, nu cred că are cum să vină aici. Avem foarfeca. Și acum putem să tăiem ăsta de aici. Pentru că am oprit apa să nu mai crească. Și avem 5. Ok, mergem să punem 5-ul. Că mă murcă pe casă de tot. Jocul, din ce am observat, nu are chiar un day-night cycle. Dar, nu știu, să vedem. Poate chiar are 5. Ok. Trebuie să luăm ăsta de aici, dar ca să-l luăm avem nevoie de extintor. Extintorul este chiar acolo. Problema este că mă fugărește constant. N-am ce să-i fac. Trebuie să luăm extintorul ca să scoatem, scoatem cheia de la foc. E o cheie pe foc acolo. Hai să încercăm să-l luăm repede. L-am luat? Fugi? Nu! M-a prins. Faza nasoală pe care au făcut-o în jocul ăsta acum mai nou e că itemele pe care le aveai tu de acasă îți rămân, dar itemele pe care le-ai luat de aici le pierzi. Și un pic nasoală treaba asta. Avea o cheie la ea. A, asta e cheia de sus, că era o carte. Ok. Bă, facem și chestia asta. Adică, na, ce să faci? Dacă nu poți să iei extintorul, încercăm mai târziu extintorul și încercăm cheia asta până una alta. Sigur e de aici. Ba, nu e de aici. Ok, dacă nu e de aici, înseamnă că are legătură cu frigiderul de jos. Hai să vedem dacă e aici. Ok, frigiderul. Da. Mâncare de pisică. O, dar nu mă lasă în pace. Asta e că eu observ o șmecherie pe care au făcut-o developerii și anume... Nu știu că observați, dar fiecare caracter din jocul ăsta are comportamentul vecinului. Se comportă identic. Avem următorul buton? Da. Este 7? Nu, este 1. Ok, perfect. Dar avem nevoie de extintorul ăla pentru cheia de sus. Sigur e cheia de sus. 1. Hai. Extintorul. Am să fug. Sigur mă vede. Luăm extintorul. Fugim. Închidem ușa în nas. Easy. Și acum trebuie cumva să facem să se ducă sus. Cum facem noi să se ducă sus? Și am trebuit exact la cuptor acolo unde e. Adică, hai că a plecat pentru un moment. Stinge incendiul ăsta. Nu e incendiu, da? Să înțeles voi. Am simțit acolo că vine după mine. Și acum mergem la cartea aia de sus, că acolo sigur e încă un buton. Și vedeți, la fiecare zonă e câte un puzzle de ăsta pe care trebuie să-l faci. E interesant, nu pot să zic că nu, dar e un pic diferit față de ce țin eu minte din Hello Neighbor, de obicei. Mai e ceva aici? Ah, mi s-a părut că mai era ceva. Asta este 6. Ia să... Oh! Bă, nu știam că vii și aici.
Ok, poți să pleci, gen? Că n-am treabă cu tine. Poate și fost treaba acolo. Ok. 6. Și mai avem nevoie de încă una. Dar unde ar fi 7, mă întreb? No, ce vrei cu mine? Mamă, pe bune. Credeam că nu vine acolo. Abonez că s-a enervat, că acum ne-a văzut de ceva ori. Hai că l-am găsit până la urmă. Să trebuiască să-l punem aici. Și avem 15, 7, 6. 15, 7, 6. Și avem cheia de la muzeu. Că așa arăta cheia de la muzeu. Deci tehnic vorbind, acum noi ne putem duce la muzeu, care e chiar aici. Ce observ față de varianta demo, unde toate chestiile erau mai mari. Adică gen, toate încăperile erau gigantice și te cam pierdei prin ele. Pare că au mai optimizat chestia asta, că să nu te mai, mai pierzi. Și muzeul e mult mai mic. Dar asta e un lucru bun. Iar aici, îl avem pe domnul vecin, care s-a ascuns aici după ce poliția a venit și a căutat toată casa. Asta este noua casa vecinului. Te faci vecin aici. Care e șmecheria? Opa. Putem uita la vecin. Și aici avem iarăși un puzzle. Avem nevoie de 3 case pe care să le punem acolo. Una dintre case e chiar aici, culmea. Și este muzeul. Ha, mă, lasă-mă. Bă, dar mă prind ăștia imediat. N-am șanse. S-a făcut noapte. Deci, există un day night cycle sau ține de cum faci tu misiunile? Sunt curios de chestia asta, dar uite, aici ai nevoie de o cheie și n-avem. Aici ai nevoie de ceva, cred, sau poate nici nu se deschide safe-ul ăsta, nu sunt sigur. Dar... Am băgat viteza. Aici avem cheie. Ok. Putem să deschidem astea, ca să putem să intrăm mai ușor în casa vecinului. De fapt, nici nu cred că ai cum să urci pe aici, decât dacă te urci pe copacul ăla, da. Aici ce e? A, ai nevoie de wrench. N-avem wrench. Da, o să facem noi rost de wrench. Aici ai nevoie de iarăși altă cheie. Vezi cât de complex au făcut? Adică au micșorat zona, dar au făcut mult, mult mai complex. Ai chei peste tot, trebuie să găsești chei. Și avem un TV care duce către ceva. Cu siguranță trebuie și aici a făcut ceva. Cred că m-a auzit. Aolo, e chiar acolo. Ok, foarfe că e aici. Bă, da, sunt închise toate ușile. Sper că nu vine aici. Ha, ba da! E bine că mai ai și zone de ascuns, că dacă n-ai avea, ce puteai să faci la fazele de genul ăsta? Garajul lui. O să-i deschizi mașina? Oh! Ce avem noi aici? Avem căpățână de mistreț. Căpățână de mistreț. Asta trebuie pus acolo cu siguranță. Dar avem nevoie de wrench-ul ăla. De unde e wrench-ul? E o bună întrebare și sper să nu mă prindă vecinul cu capul ăsta de mistreț. În fine, dacă este prindă, ți se răspunează itemul. Ți-l răspunează acolo unde l-ai... A, uite măcar sticla asta pe jos. Și mă aude când trec. Ok, vecine, stai liniștit acolo, stai liniștit acolo, că n-ai nicio treabă cu mine. Se aude orice pas faci în zona asta. Uite, am ieșit pe aici, mă aude. Am ieșit pe aici, mă aude. N-am nicio șansă să nu mă audă, cred că. Dacă intru prin față, dar prin față n-ai cum să intri decât pe ușa din față. Ești cam... te cam limitează. Am văzut următoarea casă, fiți atenți că am văzut-o. Să așeze vecinul jos. Așa. Nu. Vecine, stai acolo că stai bine. Și avem de-a chestie făcut în nivelul ăsta. Doar gen în muzeu. Gata, calmează-te. Mă amuză că după ce ieși din zona lui, gata. Ah, nu mai pot să-l prind. A scăpat. Ca și cum, știi? Asta nu e aici, asta e aici. Deci au legătură muzeul, casa vecinului și casa asta ciudată de peste râu. E o șmecherie aici. E vecine, nu mă auzi, ba mă auzi. Ok, ăsta vine aici. Uite, prin spate s-ar putea să existe o metodă să te duci la el acasă. Cred că da. Și e bine că am deschis ușa acum. Bă, mă vede. Dar de unde mă vede?
Este o întrebare bună. Ah, îi trimitea pe copiii lui sus în pod ca pedeapsă. Noi acolo sus trebuie să ajungem. Știți, din jocul principal, din demo. În demo, noi am ajuns sus acolo și era un copil fals. Nu era nimeni adevărat. Era pur și simplu o chestie de carton, vrăjeală. Dar asta poate pentru că era demo, nu știu. Aici e ceva cu o rotiță. Avem nevoie de cheie și acolo, bă. Mă vede vecinul, dar nu știu de unde. Ia să vedem. Ne putem urca și mai sus de atât? Unde te poți duce pe aici, întrebare? Asta e în pod, acolo sus. Fiți atenți. Se vede că e o cușcă. E o cușcă, dar n-ai cum să ajungi pe aici. Oh-oh. Vecinul avea o cușcă în pod. Pentru proprii lui copii? Ciudat rău de tot. Ia, aici ce e? Aici e tot zona de pod. Dacă e un pic mai încolo și văd că e o... Da, e ceva acolo. Nu știu ce să zic despre toate chestiile astea. Ciudat. Și chiar foarte, foarte ciudat. Hai că am găsit și casa asta la altă. Erau băgate așa ca la muzeu. Bine, e un muzeu până la urmă. Și aici avem o cheie. De la ce e asta? Aaaa. O, ce e camera asta ciudată? Și avem aici ceva. Stați așa o secundă. Avem un d-asta. Aaaa, fiți atenți. Camera asta e cu sus în jos. Căpățâna de pește. Și avem nevoie de ea. Și camera asta e cam cu sus în jos. Le pui pe astea două și se deschide o ușă ciudată. Ok. Bă, unde am ajuns? Că nu era zona asta înainte. Ce e chestia asta? Pare că a construit ceva în muzeul ăsta. Avem o altă cheie. Nu poți deschide asta. Dar cheia asta ne va deschide ceva cu siguranță. Păi, e atât de interesant. Toată chestia asta cu căutatul mi se pare super, super interesantă. Dacă aș avea timp să fac, nu știu, un episod mult mai lung, dar din păcate nu este timpul necesar. Dar să vedem. Nu știu exact cât de lungi vor fi episoadele în funcție de, na, și programul meu, dar... De unde e cheia asta? Nu e de aici. E de aici. Dormitorul vecinului. Ok. Fiți atenți că el are gen să uită prin tablou ăsta și să uită aici. Ce ciudățenie. Și vedeți că avem căpățâna. Deci mai trebuie o căpățână de urs. Atât. Trebuie o greutate aici. Și ăsta pare că se deschide cumva. E o poză aici. Poză cu vecinul. Wow, cutscene. Deci cineva i-a făcut. Sau chiar el le făcea lor poză. Help me, ajută-mă. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă în jocul ăsta, că nu înțeleg? Vrea să-l salveze, dar nu poate. Cred că e un coșmar sau și aduce aminte de ceva. Ok. Foarte ciudat. Și m-am trezit acasă la mine. Și acum ce avem? Acum ne arată casa asta, vedeți? Interesant. N-avem nevoie de elicopterul ăsta, deci pe bune nu știu de ce mi l-a dat. Dar chiar n-avem nevoie de el. Trebuie să mergem la casa. Deci e casa acelui om cu pușcă. Noi îl știm deja din varianta demo sau beta. Dar dacă sunteți noi pe aici sau poate n-ați văzut episoadele anterioare, probabil nu o să-l știți. Dar îl veți cunoaște. Nu e un personaj foarte plăcut, sincer. Dar cred că putem să trecem pe aici direct, nu? Ok. Hai să mergem și la el să vedem. Îi facem și lui o vizită. Bună ziua, domnule. Ce mai ziceți, ce mai faceți? Cu ce vă mai ocupați? Asta e destul de periculos. Sau cel puțin așa mi-l aduc eu aminte. Toate personajele au fost relucrate. Să zic așa, recreate. Am o hartă aici. Ouleu, ăsta e aici. Stai cu minte, băiatule. Asta scoate pușca direct. Nu prea te poți juca cu el. Ce e aici sus? Am găsit aici sus ceva. Opa. O lopată? Oh. Ok, mulțumesc.
De ce nu? De ce nu până la urmă? Corect? Corect. Poți să sap pe undeva cu ea? E vreun loc de săpat? A, uite. Ce avem noi aici, oare? Da, da, avem un cifru și nu prea știu ce cod are. De unde e codul ăsta? A, știți de unde? Cred că-ți trebuie bucățile de hartă ca să știi codul. Mă gândesc. Pentru că... dacă ne ducem noi aici înăuntru, bă, dar sună lu ăsta ușa când intri. Zero este mov. Există mov pe chestia asta de afară? Cred că există și s-ar putea să aibă o legătură. Ia stai. Deci zero e mov. Și putem să-l și punem direct. Ia. Da, este. Și e zero. Dar care din ele e? Cred că aici ar fi, nu? Zero. Și acum trebuie să le știm pe celelalte. E ceva aici. Ia să vedem. Luăm ăsta și cred că trebuie pus în altă parte. În varianta demo sau beta, trebuia să-i dai aici ceva să construiască, dar cred că era prea complicat și a fost scoasă varianta respectivă. Asta mă gândesc. Dar văd că poți să intri aici și ai nevoie de o cheie. Cheie pe care noi momentan nu avem încă, dar o să facem noi rost de ea la un moment dat. Oh! Ok, trebuie să dai astea probabil mai multe. Am văzut chestia asta experimentată și în varianta beta. Și vezi că ne ajută destul de mult. Bă, dar e una de asta aici. Cum facem noi să deschidem cuptorul cu microunde, a? E vreo variantă? Am gândit că poate arunc cu ranga, dar... da, din păcate chestia asta nu merge. Ia să vedem noi. Hopa, ce avem noi aici? Deci o să trebuiască să folosim ăsta. Dăm de manetă. Și primim următoarea bucată de hartă. Pe care o vom pune noi. Ia să vedem, ia să vedem. Să o punem aici, cred? Da, uite că mi-a luat-o și mai, nu mai pot să folosesc. Deci, unul este pe culoarea albă. Dar nu o să le pun acum pe toate. Pentru că n-are niciun rost. Ăsta merge aici. Îl pui așa frumos. Și s-a activat, vedeți? Și cred că acest cablu are legătură cu toate căpățânile astea de mistreți. Pentru că, uite, pot să dau și pe ăsta jos. Și trebuie să mai fie și altele, cu siguranță. Deci mai este ăsta de aici. Mai este unul, cred că, pe aici, da. Trebuie să le dai la viteză. Asta e toată faza. Dacă nu le dai la viteză, ia fiți atenți că mai văd un cablu aici. Nu o să reușești să faci chestia asta la timp. Asta e toată faza și nu știu dacă le-am dat la viteză sau nu. Pentru că la un moment dat se dezactivează celelalte și dacă nu le dai... S-a auzit un ding. A fost bine? N-a fost bine? Cine poate ști? Abar n-am. Aaa, mi-a deschis ăsta. Ce tare. Ok. Ăsta vine... nu aici. Ăsta vine aici. Ok, deci 6 e roșu. Și mai sunt încă două pe care trebuie să le ghicim noi. 0, 1, 6... Ok. Cred că am văzut o pernă. Și... ce? Am găsit o cheie. Cheie de la ce? De la asta de aici. Ia uite. Ia uite ce frumos. Și am găsit încă o bucată de hartă. Mă gândesc dacă pe ultimul nu putem să-l ghicim. S-ar fi destul de șmecher dacă am putea. Ia să vedem. Și-l punem pe ăsta, nu aici. Deci 8 este... da, poți să-l ghicești. Că vine 0, 1, 8, 6. Ia să încercăm. Și practic mai rămâne doar ăsta verde. Pe care am să-l încerc din mai multe variante. Și ar trebui să meargă. Nu știu dacă aici ar trebui să fie numărătoarea. 0? Ori nu fac eu ceva corect? Ori trebuie să găsesc ultima foaie, indiferent. A, gata, am mers. Trebuia să le pun pe partea de sus, nu pe partea de jos. Și acum... opa! Avem o cheie care arată ca la o... librărie ceva? Nu știu, e ce, o carte. Ok. Deci ne-a dat chestia asta. Și am să bănuiesc că aici nu mai avem treabă. Deci hai să plecăm de aici. Și să vedem unde ne duce drumul. Pentru că... ceva mă face să cred că această cheie... e de la vecin. Nu sunt sigur. Dar... e posibil să fie de acolo de la muzeu. Ar pune una alta.
Hai să ne întoarcem puțin acasă la noi, să vedem dacă putem interacționa cu ceva. Noi suntem de la ceva televiziune, vedeți că e un fel de post radio sau TV și este cam singurul din acest cartier și noi aici ne-am făcut practic baza noastră, casa. Poți să interacționez cu patul sau cu chestii pe aici? Mă gândeam că aș fi putut. Dar nu, e pur și simplu de formă și aici te răspunează în momentul în care ai terminat ceva quest sau ceva de genul ăsta. Ok, hai să mergem la muzeu. Unde s-ar potrivi cheia asta? Cheie ca o carte. Mă întreb. Aveți cine pe acolo pe sus? Ok. Acum nu o să mai fie pe acolo pe sus. Odată ce faci gălăgie, vine după tine. Aha, de aici cred că e. Fiți atenți că am găsit secretul. Ok. Asta trebuie să-l oprești exact pe punct, fiți atenți. Aha. Și am găsit o rotiță. Bun. Să e încă un item important, cred că. V-am zis, în jocul ăsta nu prea sunt iteme random. Doamne, mi-a fost frică că o să pierd itemul ăsta. A, și aici ai nevoie. Da, deci rotița e de la ceas. E un ceas undeva, l-am văzut pe jos. Ia stați așa să vedem. Uite, undeva pe aici e ceasul ăsta. Și trebuie să pui roata verde aici. S-a aprins o lumină sau mi s-a părut mie? Nu sunt sigur. Dar practic, noi trebuie să găsim rotițele astea acum. Facem o grămadă de zgomot. Nu știu unde s-a dus vecinul, dar nici nu vreau să știu. Și hai să vedem noi. Deci o să ne deschidă safe-ul ăsta de aici, odată ce facem acest puzzle. Asta este primarul. De ce are poze cu toată lumea pe aici? Sunt un pic dubios. Dar să zicem. Fiți atenți că... Da, de aici pot să mă duc în dormitor direct. Am nevoie de o greutate pentru chestia asta, dacă găsim... Ia uite, ce ziceam? Și nu mai pot să scot greutate de aici. A făcut ceva greutatea asta, nu știu ce a făcut, dar a făcut ceva. E ceva pe aici? Păi asta e. Încă o rotiță. Aha. Trebuie să te uiți foarte atent în jocul ăsta, adică sunt atât de multe chestii mici, mici de tot, încât dacă nu te uiți super mega atent, bă, ăsta a plecat afară. Nu știu. Uneori se mai băguiește, dar hei, pentru noi e super bine dacă se băguiește. Pentru că, da, avem nevoie de căpățâna de urs. Unde găsim noi căpățâna de urs? Poate pe aici e ceva interesant. O carte. O carte cu o floare. Ok, o păstrez. Asta e că nici nu avem foarte mult spațiu în inventory, știi? Adică suntem destul de limitați cu spațiu. Cred că lopata n-am nevoie de ea momentan. Aulă. O las aici. Oricum o poți găsi peste tot dacă e vorba de ceva. Cred că am găsit ceva aici acum. Ce e asta? Pare o antenă. Fiți atenți la șmecheria asta. Se duce în sus de tot, deci e pe acoperiș, trebuie să pun antena asta pe acoperiș. Da, uite-o. Și mergi cu antena, o pui aici. Și asta bănuiesc că trebuie să le pui așa, ca să prinzi un post. Și acum cablul ăsta se duce la TV, deci o să ne arate ceva la TV-ul ăla. Da, chiar merge, dar mi-arată un foc. Un foc? Alt post? O floare. Am cartea cu floarea. Și o planetă. Trebuie să mergem să luăm ăsta de aici. E aparatul nostru pe care ni l-a furat. Nu știu de ce nu ni l-a mai dat înapoi. Putea să ia pur și simplu filmul de acolo și să ne dea aparatul înapoi. Dar n-a vrut. N-a vrut el așa. Ok. Wow. Ce e aici? Pică bănuți. Bănuți cu mărul de aur. Interesant. Asta e ciudat, totuși. A prins viață chestia asta. Suntem tot în muzeu, tot în zona aia. Da, e iarăși un coșmar. Ne-am trezit din nou. Ok. Și acum trebuie să mergem la domn primar acasă. Aha, șmecherie. Hai să vedem pe unde era casa domnului primar. Uite pe aici. Înainte, în varianta beta, toate zonele erau deschise și te puteai duce când vrei tu. Acum trebuie să aștepți, să le faci pe rând. Dar e interesant. Uite cățelul ăsta. Ok, cățelul ăsta păzește ceva aici. Am lopata, dar n-am voie să sap. Domnule cățel,
Cred că trebuie să-i dau ceva de mâncare. Mă mușcă. Da, vrea ceva de mâncare și pe aia pot să sap aici. Ok, deci trebuie să ne dăm seama care-i trebușoara. Și vă dați seama că nici domn primar nu prea ne vrea aici la el în casă. Uleu, primarul vine! Domnule primar, lăsați-mă în pace, vă rog eu. Da, mi-aduc aminte casa lui. Era destul de mare. Ceva secret acolo, ia uitați-vă. Ceva e neregulă în orașul ăsta. Și a făcut grătar și are o bucată de friptură acolo de care noi avem nevoie. Toate, domnule primar, în casă. Noi avem treaba aici. Ok. Stingem grătarul. Să-l stingem de tot. Luăm friptura și punem friptura la cățel. Ia, ia domnule cățel, ia fripturică de aici. Și acum cu lopata putem să săpăm ăsta. Care ăsta e un sceptru ceva. Cred că e alu domn primar. Ce faci cu sceptrul ăsta, mă întreb. Uite aici la statuie trebuie pus. Mergem așa, îl punem, ne deschide aici și ne dă un fel de cupă. E un puzzle, da, ca la orice și la restul de case pe care le-am făcut, tot așa trebuie să facem puzzle-urile respective. Am pus-o aici și a funcționat. Și aici ai nevoie de mai multe chestii. Ok, pe hai să mergem să investigăm situația în casa domnului primar. Îmi place mult mai mult jocul acum față de cum era în varianta beta. Adică se vede că s-a îmbunătățit major. Mai ceva pe aici ce ne trebuie? Niciodată nu știi ce-ți trebuie în jocul ăsta. De ce nu trebuie să stai să cauți o grămadă? Ăsta este încă unul dintre ele, cred. Pare a fi, nu? Ia să vedem. Să sperăm că merge. Bă, aparent nu merge aici, dar clar merge undeva. Dar unde? Poți să sar pe patul ăsta. Și aici sus avem încă una. Mai am loc în inventorii? Nici nu știu. Cred că ăsta e maximul locului pe care l-ai în inventorii. Nu cred că mai poți să cari mai mult de atât. Dar hai să punem și pe asta și pe aia mergem să le căutăm pe restul, că... Da, uite, vezi, după ce le-ai pus, dacă nu mai merge să le scoți, înseamnă că le-ai pus corect. Asta nu știu dacă are importanță sau nu vaporașul ăsta, dar... Eu așa am învățat că în Hello Neighbor, dacă găsești un item, trebuie să-l ții. Că nu se știe niciodată când vei avea nevoie de el. Și asta ăsta nu poți să interacționezi cu el. Dar și în zona asta de pe hall, poți să te cațeri pe sus, are niște zone de-astea secrete. E un pic mai greu cu săriturile, dar cred că ar trebui să putem, că văd acolo ceva. Uite. Chiar două zone de astea secrete, ia. Te presupun un geam. Nu știu dacă ar trebui să fim aici, în principiu. Uite, e o rangă acolo, dar avem deja. Cred că o să ne trebuiască ranga undeva. Iarăși un geam. Aha. Aha. Gata, m-am prins de fază. Deci îți dă chestia asta pe care trebuie să o pui undeva în dormitor. Că am văzut că și aici era ceva de genul ăsta. Uite acolo. Ce îți dă, întrebarea e? Ne uităm după cablu. Mi-a dat acces la safe? Păi da, dar n-am codul. Încă una din ele la domnul primar în birou. Și trebuie să spunem aici steluța. Asta ar veni aici și mai avem încă două. Vaporul trebuie și el pus undeva. Mă gândeam eu că nu-i degeaba. Și avem 8691. Ăsta este codul. 8691. Hai să mergem rapid, rapid de tot. Să vedem dacă funcționează. Stai așa, unde era codul ăla? 8691. Perfect. Și asta ne mai rămâne încă una singură. Dar unde ar fi ultima? De aici trebuie să ne dea ăsta, ăsta am văzut deja unde se pune, am văzut zona. Gata, una singură mai avem nevoie. Efectiv, atât de multe secrete în jocul ăsta. Note muzicale. Mi-ar zis să ajungem acolo? Avem nevoie mai întâi de ăsta. Și să mergem cu el aici. Hai să vedem. Intrăm frumos, punem ăsta. Muzică. Tot ce trebuie. Dar noi ne ducem în altă parte și anume o zonă secretă. Iar aici ar trebui să găsim ultima chestiuță și chiar am găsit-o. Bă, s-a închis ăsta. Ok, măcar putem să ieșim pe undeva. Bun. Și acum mergem și punem ultima
figurină. Nu știu exact ce ar fi astea, cupe? Cred că cupe mai degrabă. Luăm ăsta de vapor. Și acum am văzut la el în dormitor, parcă. El e capitan, e șmecher el. Aută-l. Ok, dam de ăsta. Trebuie să deschide ceva. Ori se deschide chestia asta de aici? Dar cred că trebuie să le poziționez într-un fel. Aha. Biroul lui secret. Și am găsit cheia de la vecin. Gata. Și acum pur și simplu va trebui să plecăm de aici. Dacă mai observați uneori că se face ecranul negru, e pentru că mai primesc unele crash-uri, din păcate. Nu știu exact din ce cauză se întâmplă chestia asta, dar da, am mai pățit. Da, nu e o chestie atât de gravă, pentru că oricum îți rămâne salvat și na. Și asta e de aici. Așa. Iar aici am nevoie de cartea aia. Vedeți voi? Problema e că nu mai am cartea aia, o să trebuie să fac rost de ea din nou, pentru că m-a prins vecinul între timp, off-camera. Și da. Renciu. Am găsit renciu. Deci hai să fac rost de asta și pe aia trebuie să ne uităm la TV să vedem ordine. Uite, e aici. Se responează, nu e nimic. Au făcut un sistem bun. Și avem foc, prima dată, floare și planetă. Foc, floare și planetă. Ok, hai să ținem minte chestiile astea. Punem ăsta aici și avem așa, foc, stai să vedem unde e. Foc, floare și planetă. Care-i planeta? Asta. Ok. Oh, mi-a dat ăsta. Avem căpățâna de urs. Perfect. Și ne deschide zona de sus. Fiți atenți. Opa. Opa. Ce avem noi aici? Avem cheia. E din nou acel copil care plânge. Ia. E Aaron. Nu așa parcă îl chema. E fiul lui. Cum mi-ai trimis avioanele astea? Ai nevoie de ajutor? Ce s-a întâmplat cu tine mai exact? Nu știm ce s-a întâmplat cu el. Vino, te pot ajuta. Oh, vecinul e chiar aici. Aoleu, nu e bine deloc. Vecinului nu i-a plăcut asta sub nicio formă. Vecine, lasă-mă în pace. Fugi, băiete, fugi, fugi. M-a băgat pe mine în cușcă. Oh, nu. Oh, nu. Da, acum ce facem? N-am iteme, n-am nimic. Ok, am chestia asta, care nu știu ce face. Fel de manetă. Am foarfec aici. Și uite, e o poză, doamne. Ce facem cu codul ăsta? De unde luăm? Bă, trebuie să scăpăm din casa vecinului acum. Ce e asta? Ia să vedem, așa merge. Una din astea. Aha. Te uiți după astea pe jos. Bun. Întrebarea este, cum facem noi să scăpăm de aici? Trebuie să facem cumva. Aha. Care-i faza cu îmbrăcămintea asta? Ok, și pe acolo coborâm. Mai e ceva pe aici ce n-am luat? Hai să coborăm pe aici, că altă variantă nu văd. Ok. Problema e că mi-a luat itemele. What? Avem capcane mai nou? Suntem în granny? Oh, nu. Stai așa să vedem. Bă, vine pe mine. Mamă, ce... Ce-a fost asta? Bă, s-a teleportat la mine. Mi-a luat și farfeca. S-a teleportat, nu că a venit. Instant. Trebuie să facem rost de toate chestiile noastre înapoi. Am asta. Ok, dăm și ranga. Ah, fiți atenți, avem aici ceva. Ah, e cheia de la ieșire. Ok. Deschide și ăsta. Așa se face, ca să scos trap-ul. Ah, și nu pot. Am nevoie de stingător. Uite-l pe ăsta micu aici, săracul. Doamne ferește. Ok, de unde facem rost de stingător? Întrebarea este, pentru că foarte multe uși sunt închise. Ia. Ia uite ce avem noi aici. Ia uite ce avem noi aici. Nu se poate iarăși. Ok. Mergem rapid. Stingem ăsta. Parcă într-o variantă alfa trebuia să faci chestia asta să stingi. Deschide lacătul.
Scoate frumos ăsta. Și bang. Și bang. Și gata. Scăpăm de aici. Haide, vino cu mine. Te salvez. Vine vecinul. Fugi. E tatălui totuși, dar uite-te și tu ce rău e. A picat peste el. Aaron, ai grijă. Îi pare rău de el, că totuși e tatăl lui. O, Doamne. Sunt complet confuz. Ce? Cine e ăla? What? Ce se întâmplă? Cineva mă trage de aici? Mi-a dat una în cap, nici nu știu cine e. Cine era ăsta? Cine m-a prins? Mamă, frate, că nu înțeleg cine m-a prins. Wow! Aplauze pentru developeri. Cel mai tare joc de până acum cu Hello Neighbor. Clar a depășit toate așteptările. Și da, urmează să vă mai arăt ceva, pentru că nu s-a terminat aici, ok? Fiți atenți. Ai terminat jocul, dar povestea lui Mr. Patterson nu s-a terminat. Vor fi eventuri viitoare, avem planuri mari pentru update-uri și ne vedem în curând, dar bineînțeles te poți plimba pe aici și poți descoperi toate secretele și exact asta o să facem în episoadele următoare. Și abia că l-am terminat, avem două addon-uri noi. Mai este încă unul al treilea, dar nu e lansat. Vă voi arăta intro-urile lor. Fiți atenți cum încep aceste addon-uri. Și dacă vreți, facem episoade separate cu fiecare addon în parte. Asta e înapoi la școală. Te întorci înapoi la școală. Nu știu care-i faza. Că gen, te duci la școala domnului Patterson, unde a învățat el? Sau care-i șmecheria? Ia uite. E un cățel rău. Uite ce rău e. Și ăsta cine e mai exact? Directorul școlii sau habar n-am. Și e o chestie așa, doar aici se petrece acțiunea în școala asta. Și va trebui să intrăm, dar bineînțeles că avem și aici chestii periculoase, că, cum ar fi acest cățel. Ok? Și dacă mergem noi, îi dăm aici pe exit și dăm pe add-ons, avem încă unul într-o bibliotecă. Foarte interesant. Adică eu nu știu, nu înțeleg... De ce nu fac parte din jocul principal? Sunt povești separate, cum ar veni. Dar au legătură, știi? Deși am terminat povestea principală. Ia uite. Băi, și caracterele cât de bine sunt făcute. Zici că mă uit la ceva, un film Pixar sau ceva, știi? Exact așa mi se pare. Și bineînțeles, dacă ne ducem aici, cred că vine să ne prindă, nu? Bună ziua? A, nu. Mă prinde decât dacă... Cred că dacă fac... A, cred că dacă fac gălăgie se ia de mine. Și să mergi încet, că e o bibliotecă și dacă mergi încet, nu se va lua de tine. Și cine știe ce avem de făcut aici? Uitați-vă și voi. Habar n-am, rămâne de văzut. Asta o să rămână pentru episoadele următoare. Bineînțeles, cred că va urma și un episod de secrete și mistere pe care îl vom face. Și după asta urmează să facem addon-urile astea două. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!